Bună ziua și bun găsit la știri, iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Al șaptelea dar a ajuns la spitalul din Onești. Ion Palade și Nicu Paleru de ziua comunei la Mănăstirea Cașin. Comănești, Cupa Națională Valea Muntelui la Conchido. Vineri 10 iunie, în ajunul hramului Caperei Sfântului Ierarh Dr. Luca, un numeros sobor de preoți, în frunte cu protopopul de Onești, preot Ioan Bârgăoanu, a oficiat o slujbă religioasă, la finalul căreia, în cadrul festiv, echipamentul destinat secției de neonatologie a fost înmânat echipei de la spitalul din Onești, celul Nicolcea, manager, și dr. Oana Mihaela Secară, director spital. La eveniment a fost prezent și primarul Oneștiului, Victor Laurențiu Neghină, care, prin susținerea financiară a concertului coralei Armonia, a făcut posibilă colectarea sumei de bani necesară achiziționării echipamentului medical solicitat de către spital. De altfel, un concert similar a avut loc și la Târgu Ocna, în cadrul căruia s-au strâns bani pentru același echipament medical. Aici se află un mare dar din partea protopopiatului Onești, dar pe care în anul trasințitul l-a dorit întotdeauna să-l ofere spitalului Dr. Luca Limei. Avem un set de pompe de stimulare a lactației pentru secția de neonatologie din acest spital și alte instrumente, alte accesorii care sunt necesare personalului medical și mămicilor care sunt internate în această secție. Cum spunea și părintele, este a șaptelea dat pe care îl oferă protopopiatul în colaborare cu Armonia, corala care aduce multă bucurie atât în perioada Crăciunului, cât și în perioada post-pascală. Și este o bucurie să oferiți astăzi, părintele protopop, împreună cu toți susținitorii acestei binecuvântate protoierii, acest dar domnului manager și conducerii spitalului, care oferă dragostea și priceperea lor de fiecare dată, pentru, mai ales pentru secția de neonatologie și pediatrie, în special despre aceste secții s-au dus darurile, pentru că sunt cei mai neajutorați, sunt cei mai aflați în dificultate pacienți din acest spital. Dumnezeu să binecuvinteze aceste daruri și dragostea dumneavoastră, iar Părintele Arhiepiscop Ioachim vă prețuiește pe toți cei care lucrați aici și se vede prin grija pe care Părintele vă dată de fiecare dată. Dumnezeu să răspătească dragostea Părintele și a tuturor celor care au donat și să fie și de acum încolo un obicei bun și să fie de folos tuturor pacienților. Mulțumesc. Dacă vă aduceți aminte, am trecut împreună Părinte Consilier, am donat 200 de cărți ale Noului Testament în spital. Anul acesta, în am preasfințitul, ne-a propus să vă oferim, dacă sunteți de acord, considerat, sunt sigur că este un lucru binevenit, prin Părintele vom oferi 500 de cărți de rugăciune, care cuprinde rugăciunea de dimineață și de seară și niște rugăciuni care sunt noi, să spunem, și duhovnicești, alcătuite chiar de n-am preasfințitul, le vom oferi spitalului. Cu această ocazie aș vrea, Părinte Consilier, să luăm act și de această icoană pe care noi avem aici și Sfintele Moaște pe care rămân în această biserică. Ne-am bucurat să fie un pelerinaj prin toată această frumoasă zonă și mai ales în spital. Să vă spun că acest complot l-am făcut de mult și credeți-mă, nu vreau să fiu nici de cum interpretat. Aș vrea să vă spun că Domnul Gelu, vă invităm alături de noi și doamna Oana, pentru că împreună am pus și acest lucru, am pus la cale acest lucru. Este și doamna Mihaela Neghina aici de față. Aș vrea să fie și ea aproape de noi să vadă că prezența adesea este importantă, dacă dorește, și să sărutăm această icoană. Și în momentul în care vom oferi acest aparat, nu vreau să cântăm la mulți ani, nu vreau să spunem multe alte lucruri, și vrem să spunem atât, l-am văzut și pe domnul primar, dacă vrea să vină, că e acolo în spate, dacă ne-am bucurat să vină, că fără el, să spun sincer, nu luam aparatul, că nu puteam să plătim concertul dacă noi, să spunem, luam taxe. Și la ne-am bucurat, domnul primar, și vă mulțumesc, cântând, cuvine-se cu adevărat o rugăciune pe care
O iubea foarte mult Sfântul Luca al Crimei. Aș vrea să vă oferim acest aparat pe clasul 8, dacă putem să cântăm. Cuvine-se cu adevărat, apoi încet, încet să înconjurăm această biserică, în care vreau să mai spun un lucru, că sunt înregistrat și o să fiu și interpretat. După ce s-au aruncat sumele pentru toate bisericile, zice, părinte, zice domnul primar, Laurețiu, dar pentru spital nu dăm nimic. Și eu am rămas așa nimic pentru că nu avem. Și acum, ca și surpriză, vreau să vă spun că ne-a ajutat și cu documentele și actele și va fi o nouă parohie înființată aici la noi. În sensul acesta, vă mulțumim pentru că iar este o bucurie și a Sfântului, cu siguranță Sfântul Luca ne-a ajutat foarte mult și Sfântul Nectare și Sfântul Pantelimon, mare ocrutitor. Deci, în lucrarea aceasta sfântă, vă mulțumim. Ne-am bucurat că acest aparat să vă fie de folos, părinte consilier, preoților, vă mulțumesc din suflet. Cântăm cu bine și cu adevărat, vă oferim acest aparat din partea noastră, a credincioșilor, că nu sunt banii noștri până la urmă, sau oamenilor care au oferit. Și Dumnezeu să vă binecuvânteze. Amin. Sunt câteva zile până când se va da startul la distracție în comuna Mănăstirea Cașin. Pentru prima dată în istoria localității, administrația publică locală, prin actuala echipă, primar Adriana Enache și viceprimar Gelu Nicolae Zgăvârdici, împreună cu cei din Consiliul Local, au decis realizarea primei ediții a manifestării generic intitulată Ziua Comunei Mănăstirea Cașin. Mai multe despre eveniment aflăm de la primarul Adriana Enache. Pentru prima dată în istoria localității se organizează zilele comunei, timp de 3 zile, va fi o sărbătoare și o petrecere în aer liber a tuturor locuitorilor comunei, dar și a celor din afară. Da, vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră și pe această cale profităm de faptul că invităm atât cetățenii comunei, cât și alți cetățeni din jurul comunei noastre să fie alături de noi în aceste 3 zile. Începem în felul următor. Pe 1 iulie, la orele 16, avem în Căminul Cultural un simpozion prin care se va intitula care se intitulează Pe un picior de plai, pe o gură de rai, Mănăstirea Cașin, vatra a istoriei și a spiritualității. Iar pe data de 2 iulie, începem la ora 12 cu o paradă a portului popular, de la Căminul Cultural până la primărie. Vă asigur că va fi un spectacol extraordinar de frumos, sunteți bineveniți. După care vom merge în satul Pârvulești, pe Luncă, unde vom organiza un festival de etnografie și folclor Regina Maria. Vor participa 10 ansambluri din toată țara. Va fi într-adevăr un spectacol extraordinar de muzică și port popular și dans popular. Iar la sfârșit de program, formația Călugăreni ne va da un mic spectacol, după care tinerii satului sunt invitați să participe la o petrecere în aer liber. Asta va fi pe data de 2. Pe data de 3 iulie, duminică, începem la ora 14, un program artistic cu ansambluri, ansamblu Zestrea, Doina Bacăului, Bobocul, un ansamblu din Parcova, din Edineț, și, nu în cele din urmă, ansamblu Mugura și Mănăstire. Iar artiști, vom avea și artiști locali, cu formația Montana, formația Condor,
Sunt artiști locali, iar invitați vor fi, începem cu artistul Ion Palade și cu Cornel Botgros, care ne va încânta cu melodiile lor, Nicu Paleru, Gabriela Comănici, Elena Comănici, Robert George și Delia Racu. Și de asemenea să vă mai spun, mai avem un ansamblu cu dansuri grecești. Și cu alte cuvinte, se anunță o petrecere de zile mari. Da, dar nu numai petrecere. Avem și o competiție sportivă. Avem terenul de sport care este tot în zona respectivă. Acolo vom avea o competiție sportivă care se va desfășura pe două zile, sâmbătă și duminică, atât pe seniori cât și pe juniori. Vă așteptăm cu mare drag să fiți alături de noi, de noi mănăstirenii care suntem o comunitate caldă, plăcută. Vă asigurăm că vă veți simți bine în comuna noastră. În viitoarea piațetă armenească din Bacău a fost inaugurat un monument armenesc Hacikar, pe locul în care a existat biserica armenească, un edificiu construit din 1848, dar care a fost demolat după cutremurul de pământ din 1977. Sfințirea Hacikarului a fost marcată cu o suită de evenimente. După inaugurarea monumentului armenesc Hacikar a urmat spectacolul Armonii și tradiții armenești, susținut de la sala Ateneu a filarmonicii Mihail Jora de Corina Chiriac. În cadrul spectacolului a fost lansată și cartea scrisă de Corina Chiriac intitulată Minuni trăite. La final, cunoscuta artistă a susținut un concert, un dialog cu spectatorii, urmat, evident, de o sesiune de autografe. Bună ziua, sunt Corina Chiriac și îmi face plăcere să ofer un cuvânt de mulțumire pentru invitația pe care Uniunea Armenilor din România, sucursala Bacău, mi-au adresat-o astăzi cu ocazia ridicării unui monument în memoria armenilor din Bacău și a unei biserici care a existat până la cutremurul din 1977. Și acum avem un concert susținut de forțele locale, copii talentați împreună cu profesorii de la școlile de artă din Bacău, iar eu voi încheia concertul cu prezentarea cărții mele pe care am publicat-o acum un an, cartea Minuni trăite, editată de Școala Ardeleană din Cluj. Avem vânzare de carte, țin un mic recital pentru cei prezenți în sală și îmi face plăcere să mă întâlnesc din nou după câțiva ani cu publicul din Bacău. Elevii de gimnaziu ai Colegiului Național Pedagogic Ștefan cel Mare Bacău au auzit ultimul clopoțel din acest an, având loc festivitatea de premieră. După 2 ani în care nu au mai simțit îmbrățișările cadrelor didactice, elevii claselor 5-7 s-au bucurat alături de părinți pentru reușitele de peste an. Festivitatea de premieră a adunat în sala de sport Viorel Grigore emoțiile tuturor participanților care s-au văzut pentru prima dată fără mască într-un cadru organizat, unde și-au promis rezultate și mai bune în anul următor. Pentru mine, premiul tău înseamnă ceva foarte important pentru că eu de fiecare dată încerc să învăț foarte bine la școală și înseamnă chiar mult pentru mine pentru că este ca un premiu pentru mine, pentru sufletul meu, pentru ceea ce fac la școală. Pentru mine școala înseamnă muncă și simt ca o răsplată pentru mine și mulțumesc mult, am muncit și anul acesta și am reușit să iau de asemenea premiul întâi. Premiul întâi l-am obținut în fiecare an, așa că nu este o noutate pentru mine. De obicei muncesc la fel de tare ca în fiecare an, în anul acesta mai mult, deoarece a fost unul mai dificil, dar nu mă surprinde că am luat premiul întâi. Ultima strigare a catalogului a fost însoțită de discursul conducerii liceului, Iuliana Botezatu, care le-a transmis toate urările de bine elevilor aflați în ultima zi de școală. E un final de an școlar, dar este un început de vacanță pe care copiii o așteaptă cu multă nerăbdare. Așa cum spuneam și la începutul discursului, eu știu de la copiii mei că prima zi de școală este începutul așteptării vacanței de vară. Prin urmare, iată un moment așteptat foarte mult și de copii și de părinți, după o perioadă foarte agitată în care a fost școală online, școală fizic, unde s-au străduit să se reacomodeze și, din fericire, rezultatele au fost foarte bune.
Noi sperăm ca aceste rezultate să fie continuate în anul școlar viitor, după o vacanță în care ei să-și încarce bateriile și să se bucure de vremea frumoasă, de tabere, de mare, de munte. În toamnă să-i regăsim plin de energie și pregătiți să o ia de la capăt cu rezultate și mai bune. Vacanță plăcută tuturor, felicitări pentru rezultatele obținute și multă sănătate! Diriginții claselor 5-7, Alina Mihai, Liliana Dochiței, Mariana Crăciun, Ana Maria Bondăret și Stolnicianu Persida au acordat zeci de premii elevilor cu medii bune și foarte bune, dar și premii obținute în urma participării acestora la Olimpiada de Limbă și Literatură Română, festivitatea fiind încheiată prin fotografii realizate alături de elevi și părinți în curtea școlii. La sucursala Bacău a Uniunii Armenilor din România a avut loc lansarea recentei apărute lucrări, O bijuterie pierdută, Biserica Armenească din Bacău, scrisă de Mihai Ceucă, reprezentată de lector universitar dr. Adrian Jicu și de criticul de artă Iulian Bucur. Este o carte despre armenii și Biserica Armeană din Bacău, aflată cândva în plin centru orașului Bacău. Biserica era o construcție impunătoare, cu două turle, cam prea mari pentru întreaga construcție, de unde i s-a tras și multe necazuri de-a lungul vremii. Da, e inedită din multe puncte de vedere și pentru faptul că suntem în grădina casei de aici, de unde e sediul filialei Uniunii Armenilor din România. E o carte, e de fapt o carte album prin care domnul Mihai Ciucă reconstituie, recuperează pentru, nu doar pentru comunitatea armenească, ci pentru noi băcăoanii, ceea ce a însemnat această biserică armenească astăzi dispărută din păcate. E o carte scrisă cu nervi, e o carte scrisă cu pasiune, pentru că domnul Mihai Ciucă, inginer la origine, e de fapt un mare pasionat de arhive, de biblioteci, un scormonitor și un curios care întotdeauna vrea să știe, vrea să înțeleagă și vrea să împărtășească celorlalți ceea ce a reușit să afle de-a lungul unor ani întregi de muncă. Tocmai ăsta e motivul pentru care această carte, bine intitulată O bijuterie pierdută, e o bijuterie pierdută și regăsită. E un cadou pe care domnul Mihai Ceuc și-l face și ni-l face acum cu ocazia împlinirii vârstei de 75 de ani. E o dovadă că e mai băcăoan decât mulți dintre băcăoani, deși domnia sa e născută la Roman, dar trăiește aici de câteva decenii bune și nu doar că și-a găsit Bacăul, ci am senzația că a căutat-o cu lumânarea și sunt tare, tare bucuros că am putut participa la această lansare de carte, că am scris o prefață la această carte grozavă, prin care de fapt ne redescoperim pe noi înșine, fiindcă ăsta e rostul acestei cărți. Noi nu trebuie să uităm ceea ce au făcut evreii, ceea ce au făcut armenii, ceea ce au făcut nemții, ceea ce au făcut bulgare și alte etnii care au trăit aici de secole și care sunt parte din ceea ce suntem noi astăzi. În definitiv, cartea asta este o pledoarie pentru salvarea patrimoniului material și imaterial pe care îl avem, fiindcă, așa cum spune o vorbă foarte cunoscută, cine nu-și cunoaște trecutul, n-are viitor. Da, e o carte frumoasă despre ceva care nu mai există. Și atunci există un pic de tragic în toată propoziția mea. Se scrie ușor despre ceea ce există, dar se scrie foarte, foarte greu despre ceva care se află numai sub pământ. Și, într-adevăr, din această biserică armenească din Bacău, care nu era foarte veche, au mai rămas doar niște rădăcini aici în pământul Bacăului, iar toate celelalte părți au zburat. Cărămizile au trecut siretul și au constituit parte din biserica nouă de la Gioseni. Clopotul a fost și el ridicat în tur la bisericii din Gioseni. Vasul de rezonanță, cel care făcea ca vocea preotului să audă, să ajungă în urechile noriașilor, se află la Muzeul de Etnografie din Bacău și îi invit pe toți armenii, pe toți băcăoanii, pe toți oamenii acestui pământ să vină să mai audă ecoul vocii acelui preot care se lășluiește în vasul nostru de rezonanță. Și lângă vas vor vedea niște ipotetici vizitatori ai Muzeului nostru de Etnografie din Bacău, vor vedea și o cădelniță care păstrează în ea arhitectura celor mai vechi biserici creștine de pe pământ, bisericile armenești. Istoria nașterii, creșterii unei comunități și apoi dispariția unei biserici sunt atent documentate într-o carte care se povestește singură. Cartea a apărut din dorința mea de a sparge un mit. Mitul dispariției bisericii armenești. În zonă
circulă foarte multe variante. Poate cea mai dură, că din răutate comuniștii au distrus biserica. Nu neg că biserica asta a fost demolată în anii socialismului, deci din țară. Dar ea a fost demolată ca o urmare firească a stării avansate de degradare, capătul fiind pus de cutremurul din 1977. Deci biserica a fost construită în 1848 și sfințită în 1858. Dar din naștere biserica a avut mari probleme în proiectare și execuție. Nu am găsit niciun document care să confirme echipa care a lucrat. Deci ce constructori? Lucru care în mod firesc se făcea la toate bisericile, pentru că se făceau inclusiv slujbe de pomenire, slujbe de, în fine, de preslăvire a constructorilor biserici. Aici nu există nicio urmă și se pare că nu au fost niște profesioniști. Biserica armenească din Bacău era considerată o perlă a arhitecturii locale, un edificiu de mari proporții la construirea căruia au contribuit cu 200 de galbeni chiar domnitorul Mihail Sturza. Cum spune Ortensia Racoviță în dicționarul geografic al județului Bacău din 1895. Campionii noștri, viitorul nostru, în perioada 11-12 iunie la centrul de agrement Trotuș, Ionuț Iftimoae Comănești, Bacău, a avut loc o adevărată sărbătoare a artelor marțiale, metoda Kwankido, Cupa Națională Valea Muntelui, ediția 4-a pentru copii și juniori, între 4 și 17 ani. Această competiție au participat peste 150 de sportivi reprezentând 9 cluburi din 5 județe. Rezultatele tuturor au fost remarcabile, iar fericirea copiilor a fost de nedescris. Evenimentul a fost organizat de către Asociația Sportivă Club Sportiv Valea Muntelui Comănești, în parteneriat cu Primăria orașului Comănești. Pe parcursul a două zile au fost prezenți invitați speciali. Este vorba de primarul orașului Comănești, economist Viorel Miron, subprefectul județului Bacău, Narcis Jitaru, Ionuț Iftimoae, fost campion mondial la K1. Sportivii au evoluat la 7 probe de concurs. Este vorba de probe tehnice individual, sincron pe echipe, lupte regizate pe echipe, probe tehnice de arme tradiționale, baston, nunchaku, individual, sincron pe echipe, lupte regizate pe echipe, proba de luptă competițională. Micii sportivi toți au creat un impresionant festival al Kwankido-ului în România prin evoluții spectaculoase de o calitate apreciabilă. Elevii sportivi au primit un bine meritat început de vacanță încununat cu zâmbete, bucurie și rezultate pe măsură, precum au fost și rezultatele școlare. Mulțumim din suflet primarului Viorel Miron, care de fiecare dată ne ajută și ne sprijină necondiționat. A precizat conducerea clubului sportiv al Muntelui Comănești, inginer Preda Dorel, centura neagră, 5 dan. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Joi 16 iunie, în cea mai mare parte cerul este senin, iar maxima zilei ajunge până la valori de 26 de grade Celsius, în timp ce minima pe timpul nopții coboară până la 12 grade Celsius. Vineri 17 iunie, sunt posibile averse cu furtuni spre după amiază, maxima zilei urcă până la valori de 26 de grade Celsius, în timp ce minima pe timpul nopții coboară până la 14 grade Celsius. Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kids.